Dacă vrei să investești într-o locuință specială, pot să-ți fac o sugestie. Într-o lagună turcoaz, la doar 10 minute cu barca de capitala Maldivelor, Male, se construiește un oraș plutitor, suficient de mare pentru a găzdui 20.000 de persoane. Orașul va fi format din 5.000 de unități plutitoare, inclusiv case, centre comerciale, restaurante sau școli. Despre ce presupune realizarea unui astfel de proiect, discut chiar acum cu arhitectul Mihaela Steiner. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru prezență! Bine v-am găsit! Cât de dificil este din punct de vedere al construcției un astfel de proiect, un oraș plutitor? Tehnologia a avansat și asta înseamnă că putem construi diferit. Chiar dacă domeniul construcțiilor are o mai mare inerție la schimbare și datorită constrângerilor economice, noi putem construi diferit. Asta este realitatea. Putem fura la mare adâncime, putem înlocui tradiționalele materiale, zidărie, beton, fier, cu structuri compozit printate 3D chiar. Și toate acestea vin cu niște costuri puțin mai mari la început, dar pe măsură ce vor deveni tot mai populare și cererea va crește, vor deveni mai accesibile. Primul gând probabil al cuiva care ar dori o astfel de nouă locuință, să zic așa, plutitoare, este dacă este sigură. Sunt sigure astfel de construcții care plutesc pe apă? Siguranța în exploatare nu poate fi pusă la îndoială în cazul unei astfel de investiții, pentru că investindu-se atât de mulți bani într-o astfel de dezvoltare, se acordă suficient timp testelor și cercetării. Deci cu siguranță este sigur pentru cineva să locuiască acolo. Cât de costisitor este un astfel de proiect? Adică și pentru cel care ar dori să cumpere, cam cu cât mai mult ar costa o astfel de proprietate față de una normală pe pământ? Înțeleg că această dezvoltare este un răspuns al autorităților din Maldive la schimbările climatice. Și este clar că dacă economia nu dorește să facă transformările de care ar fi nevoie pentru a încetini ritmul încălzirii globale, se caută soluții de locuire de un alt tip. Cu siguranță costurile reale ale dezvoltării unei astfel de așezări sunt destul de ridicate, însă bănuiesc că fiind un parteneriat public-privat, costurile nu vor fi chiar atât de mari pe cât investiția reală. Îți mulțumesc foarte mult pentru intervenție și explicații. Cu plăcere.